Cei mai mulți bani vor fi destinați educației. Peste 100 de adulți din cadrul etniei rome din localitatea Olteană Grădinari vor putea să-și completeze studiile până la 8 clase. Ei vor beneficia de o masă gratuită și de o indemnizație de 800 de lei. Este foarte cinstit treaba asta, pentru că suntem oameni amărâți și vrem să avem și noi o clasă mai mult, să ne angajăm și noi într-o parte, în alta, ca să trăim și noi bine. Câte clase aveți? 5. Și v-ar place să terminați păi o clasă? Păi cum, doamnă, să nu ne placă? Tu te duci la un permis, la o școală de permis, ne trebuie 8 clase. O parte din fonduri sunt destinate înființării unui after school. Programul After School este foarte necesar elevilor din școala noastră, ei având nevoie de această pregătire după ore. Părinții sunt de acord și vin în sprijinul nostru ca ei să beneficieze de această pregătire acasă, neputându-i ajuta, sprijini. Romii vor fi consiliați în găsirea unui loc de muncă, iar alte câteva sute vor beneficia de pachete de igienă personală sau analize medicale gratuite. Pe sănătate presupune în prima fază analize pentru aproximativ 100 de persoane și niște pachete de igienă minimale pentru vreo 230 de persoane, 130 de copii, 100 de adulți. Până acum, romii din Grădinari au mai beneficiat de fonduri europene cu ajutorul unor proiecte inițiate de diverse fundații.